Vremea va continua să fie frumoasă în următoarele zile, însă este posibil să apară ploi. Vântul suflă domol în mai toată țara. Maximele prognozate de către meteorologi caracterizează o vreme normală pentru data din calendar în cea mai mare parte a țării și se vor situa în general în jurul valorilor de 10-11 grade Celsius pe timpul nopții. Vineri, temperaturile cresc ușor în cea mai mare parte a țării. Vremea e plăcută ca aspect, cu cerul variabil și singurul fenomen meteorologic este ceața matinală. Giurgiuvenii se vor bucura de o zi de toamnă blândă și aerul cald strânge în termometre 25 de grade Celsius la Giurgiu. Vineri, în Bolintin și Mihăilești se vor înregistra 23 de grade, în Ghimpați, Hotarele, Izvoarele și Comana 24, iar la Giurgiu 25 de grade. Viteza vântului va fi de 12 km pe oră din direcția est. Presiunea atmosferică va fi de 763 mm coloană de mercur. Cotele apelor Dunării sunt în scădere cu 2,8 cm, cota probabilă 62 de cm. Umiditatea aerului va fi de 75%.